Mulțumesc mult, numai o secundă, eu sunt Mihaela Radulescu. Vă mulțumesc foarte mult, puteți să mergeți. Doamna Andreea Marin, nota? 10-10. Perfect, decis. Mulțumesc. Decis. Vine imediat și Mihai Petre, stați un pic, ajunge și el juratul. O să fie și Florin acolo Călinescu, n-o să vezi așa ceva. Și Gigi Căciuleanu. Da, acolo pentru... la Mihai n-o să vezi 10-10, decât foarte, foarte rar. Da, știi că spre niciodată. Știi că am un pariu cu Liviu Teodorescu, că dacă ia 10 de la Mihai Petre, o să meargă dezbrăcat în pantalon scurs de la Piața Victoriei până la universitate. Măcar pentru chestia asta și tot merită la final să-i i-aș dea un 10. 10. Și, da. Și exact ca la Oscaruri, după aia să zică, ați greșit. Știi? Adică, da, gata, ați greșit. Că la Oscarul am greșit. Andreea... Oh, ce în... imagine ați spus. Da, mă, Andreea, exact. Acum o văd, da. Exact. Uite aici. Frumos, elegant. Bun, începe un nou show de dans. Mai sunt doar 6 zile, nu? Pentru că pe săptămâna viitoare, luni, este debutul acestui show. Așadar, Zâna va fi în juriu, doamna Andreea Marin. Nu mai sunt Zâna. Nu mai e Zâna? Atenție! Sau Zâna cea obiectivă, am mai spus-o. Am înțeles. Dar atunci... nu Zâna cea bună. No, de data asta, dincolo de glumele legate de lucrul ăsta, chiar trebuie să-i onorăm pe concurenți, fiind corecți. Nu-i ajut cu nimic să evolueze dacă... O să fie o Zână corectă, adică... Dacă ești prea bună, da, exact. Bun, și o să fii în juriu cu Florin Călinescu, Gigi Căciuleanu și cu Mihai Petre. Sunt onorată. Și da, sunt alintată. Pasionată de dans. Sunt onorată și alintată în același da? Timp, dar să știi. Cu pasiune aveai dansul. Da, nu e ca și cum ai apărut așa. Ție nu. Erai cu dansul. O să spun o scurtă poveste. Te rog. Părinții mei erau oameni foarte energici și eram pe vremea lui Ceaușescu în copilăria mea. Cu toate acestea, la noi acasă se făceau acele ceaiuri dansante la fiecare final de săptămână. Îmi amintesc foarte bine. Și vecinii nu vă reclamau? Nu. Părinții mei dansau foarte, foarte bine împreună. Aveau o chimie specială. După ce mama n-a mai fost, tata a ținut ca eu să învăț să dansez și bine a făcut. Și pentru... că fiind fată, atitudinea e alta atunci când știi să... Altfel să trupă da, pe tine. Da, dans. Corect. Și pentru că sunt pasională așa ca și mama. Și pentru că dansul înseamnă și disciplină, efort. Nu e numai frumusețea de a privi pe cineva dansând. Ce se ascunde în spate e multă muncă. Multă muncă. Așa că am făcut dans încă din copilărie, fără să am pretenția de a fi, știu eu, un profesionist, dar e parte din cultura mea generală. Foarte frumos. După aia a venit alt stil de dans, rock and roll-ul. Da, de ce nu? Alt stil de dans, după da, care am avut și gădâm. E? Ca să vezi am cum e viața. Am trecut un pic prin istoria dansului cu Andreea Marin. Bă, am uitat, bă, m-a cucerit că e atât de frumoasă și așa bine arată îmbrăcată. No, bine, Andrei. Ce aici? Am un buchet de flori, că mâine e mărțișorul. Mulțumesc. Și e femeie divorțată, mâine nu vine bărbatul să-ți aducă flori. Mulțumesc. Așa că am venit eu. Stai tu liniștit că... N-am înțeles. Stai tu liniștit că mărțișoarele și florile curg. Am înțeles. Mă descurc, dar foarte frumos, îți mulțumesc. Un băiat acest. Elegant, da. Andreea. Și precum vezi, primăvara a venit deja. Păi tocmai de asta am spus, foarte elegantă, foarte, foarte faină. Cristinei Săvulescu-i datorez da? Această ținută și îi mulțumesc tare mult. Și... cercelul îi aparține. No, foarte, foarte frumos. Dar să știi că îți vine foarte bine așa și aș îndrăzni acum, dacă tot putem să vorbim despre ținuta, aș aprofunda puțin. Ținuta asta se poartă cu ceva pe sub? Adică iartă-mă că te întreb așa, dar mi se pare că e o chestiune de alegere, depinde de context. Poți să o porți cu sau fără, da? Am înțeles. Întrucât am venit la tine, nu, da, bărbat serios. Bă, eu vorbesc foarte, foarte cool. E cu de data asta, da. Mhm. Cu. Și eu sunt om serios, da? Am înțeles, asta, n-am zis că nu. Deci foarte sexy așa, adică, și... Nu e voie? Ba, e chiar indicat, adică nu cumva, că nu e voie. Cumva după o vârstă e interzis? Și cu nou statut e altă treabă. Nu, cred că ține de asta. Cred că ține de felul în care tu te privești în oglindă și... Asta clar că ține de felul cum te privești în oglindă. Da. Nu, nu ai fost așa și foarte elegantă și foarte sexy? Nu, bă, foarte sexy zic... nu cred că m-ai văzut. Dar elegantă. Cum? Păi acum ești foarte sexy. Da, un sexy la locul lui, să zic așa. Am zis sexy, nu am zis trecând o limită. Adică ești foarte sexy. Mulțumesc tare mult, mulțumesc. Andra, îl căpăcești tu după aceea acasă. Da, da, nu, când ai ce să arăți, e bine să... Mulțumesc. Să arăți. De ieri ziceam că a început un nou capitol în viața ta și tu spuneai că ok, nu vorbim despre divorț și asta, nu, dar chiar poate deloc. Fi o viață nouă sau cum percep nu, după nu, momentul ăsta? Percep lucrurile în felul următor. Sunt un om care se reinventează, nu e o chestiune nouă pentru mine a mă reinventa și nu depinde de persoana care e lângă mine lucrul acesta sau nu mai e lângă mine. Sunt un om creativ
Și a început o perioadă tare frumoasă. Ai simțit acum așa o eliberare? Nu o să vorbesc despre asta. Da, tu vrei ca eu să-ți spun că am simțit o eliberare legată de această schimbare din viața mea, dar nu o să obții asta de la mine. Prima femeie care divorțează sau prima femeie sigur, care divorțează. Sigur. Și adică nu te întreb ceva, nu știu, ieși din comun, adică nu te-am întrebat nimic de tu, ce ai zis, ce ai făcut sau de ce ai divorțat. Simt că lucrurile sunt așa cum trebuie să fie acum. Pentru că te văd foarte bine și a trecut doar o zi da? La divorț, de asta da, zic. Da, dar n-are nicio legătură una cu alta. Hotărârea mea e luată de mult, nu de acum. Adică ieri au fost doar actele. Exact. Ieri au fost doar actele, am înțeles că divorțul în suflet a fost de mai mult timp. Sunt și o filozof, Andreea. Tu ai spus-o, exact. Nu mă puteți cita cu asta. Vă rog, citați din Măruță. Da. Asta îmi place, măi, să fiu și eu acolo să fiu citat. Bun, vorbim despre emisiune? Da, cum să nu, Andreea. O să fie în juriu, deci tu, Florin Călinescu, Gigi Căciuleanu, Mihai Petre, o să prezinte Mihaela Rădulescu și Cabral. Exact, suntem o echipă bună, zic eu. Exact. Aș vrea să caracterizez, de exemplu, fiecare membru al jurului și fiecare prezentator într-un cuvânt. Florin Călinescu? Talentat. Da, un talentat. Cuvânt. Mihai Petre? Profesionist. Gigi Căciuleanu? Legendă deja. Legendă. Bună, bună asta. Cabral? Cum să fac asta într-un cuvânt? Depus la suflet, la rană. Mihaela Rădulescu? Vulcanică. Vulcanică. E bine, nu? Da, nu, asta nu știu. Și eu sunt o furtună, așa că stai un pic. Da, exact asta de fapt era întrebarea următoare. Deci în viziunea Andrei Marin, Mihaela Rădulescu este vulcanică. În viziunea Andrei Marin, Andreea Marin este? O furtună, dar în sensul bun al cuvântului. Adică, stai că m-ai rupt asta, adică furtuna îți dărâmă casele, îți exact, face rău. Exact. Andreea, cum adică furtuna din bun? Mine, furtuna din mine iar ține, vulcanică ține de felul lavă. În care... Ține, mamă, lavă, furtună! Nu. Furtuna din mine ține de modul în care privesc viața și de modul în care o iubesc, cu pasiune. Iubesc viața asta, o prețuiesc. Am înțeles. Prețuiesc cu viața. Cu tot ce oferă ea. Și bine, și mai puțin bun, știi? Toate au rolul lor. Până la urmă e dulce amar traseul nostru. Eu prezentam Tonomatul de pe 2 la TVR. Așa. Și mi-au și acum aminte când aveam o burtieră. Mihaela Rădulescu sau Andreea Marin. Acum vorbesc de acum 20 de ani. Am îmbătrânit și eu, Andreea. Am observat. Exact. Am observat, exact. Trece timpul, ce să face? Ideea e în felul următor. Că întotdeauna a fost o chestie de asta, ca și cum rivalitatea, Andreea, Mihaela. Nu. A fost o chestiune... Și a fost și în presă foarte mult. Nu, a fost o chestiune inventată de cineva, la un moment dat, care a convenit... Uh-huh. La un alt moment dat și care după aceea a fost alimentată, dar nu de către mine. De da, eu n-am zis că a fost alimentată de către tine, dar... Nu, dar așa s-a întâmplat. Era. A fost alimentată de cineva din presă sau cum? Nu o să intru în detalii. Ai, nene, bă, totul e top secret aici astăzi. Nu, nu-mi face plăcere, pur și simplu. Eu cred că azi suntem doi oameni maturi și în această poveste numită Uită cine dansează, suntem doi profesioniști care trebuie să pună umărul să iasă o treabă excelentă. Și nu prin bârfe, ci prin profesionalism. Case closed! Na! Azi încheiem toate case-urile astea. Astăzi toate case-urile. Deci să fim profesioniști, mă. Nu e cazul, pentru că faci chestia asta de atâția ani de zile și e normal să privești așa lucrurile și să-ți convins că și Mihaela Rădulescu și că nu poate fi și vorba sunt, de așa nu ceva. Nu sunt așa de ușor de întors pe dos, să știi. Da, nu e vorba de întors pe dos, dar îți dai seama că e în felul următor. Andreea Marin în juriu, Mihaela Rădulescu prezintă, Ștefan Bănică... E chestiune de marketing, așa. Nu înțeleg care e povestea cu Ștefan Bănică. Ca să stăm două căsătorită cu el. Da, la o diferență de un deceniu. Deci da, care, un deceniu, dar despre ce vorbim? Adică exagerăm există... făcând niște similitudini care nu și-au rostul. Dar există o chestie de genul ăsta. Nu poți să nu spui că nu există. Nu, că doar ce, nu, că nu există. E... Nu. Nu e ca și cum ar inventa cineva ceva. În etape diferite de viață. Da, e o coincidență doar. O coincidență, pur și simplu. Case closed. La revedere. Am tranșat-o și pe altceva, asta. Altceva. Îmi place dacă s-ar finaliza și dosarele în instanță, exact așa. Să știi că aș fi specialist. Imediat. Cât a ținut divorțul la dosarul? Apar n-am, puțin. Puțin? Da. Înțeles. Nu, că sunt dosarele destul de puțin țin... față de da, exact. Ce se poate întâmpla. Bun. Da. Andreea, dacă simți nevoia ca la Oscaruri să muți... piciorul. Noi avem camera pregătită. Eu știu că tu te gândești la Basic Instinct, exact. Dar n-ai să vezi. Am îmbătrânit, ți-am zis. N-ai să vezi. Fii atentă. Nu sunt așa de noi basic. Fii atentă. Vreau să-ți prezint. Așa. Vreau să spun ceva. Deci tu zici că nu mai există zână.
Nu, n-am spus asta. Am spus că în acest format. Băi, Andreea, spune-mă. E nevoie de o zână obiectivă, nu de zâna cea bună, care e bună. Păi necondiționat. Eu deja am vrut să iau brandul. Bine, acum nu mă deranjează să fiu bună. Băi, n-ai cum să fii. Ai făcut ani de zile surprize la oameni, ai bucurat atâția oameni. Normal că ești zâna nu, lor. Nu, sunt un om bun, nu despre asta e vorba. Dar e vorba de faptul că aici e un rol pe care mi-l asum. Rolul de a fi obiectivă.